Elevii și preșcolarii școlii Dimitrie Grecescu din municipiul Drobeta-Turnu-Severin au avut în această dimineață o surpriză de proporții. Ajutoarele moșului, consilierii locali Alin Rapcea și Robert Boagiu au adus câte un cadou fiecărui copil. Pentru o zi, consilierii locali Alin Rapcea și Robert Boagiu au devenit moș Nicolae, iar elevii și preșcolarii școlii Dimitrie Grecescu au primit dulciuri, sucuri și fructe. În prima clasă în care a mers, Alin Rapcea a oferit cadouri de Moș Nicolae în calitate de diriginte. Copiii au fost bucuroși, iar aceste daruri le-au făcut ziua mai bună. Astăzi ați primit cadouri din partea domnului diriginte? De la Moș Nicolae, da. Și suntem foarte bucuroși. Acasă a venit Moș Nicolae? Da. Ce ți-a adus? Foarte multe dulciuri. Și la școală te-ai uitat ce ți-a adus moșul? Tot dulciuri. O napolitană și un corn și o prăjitură. Îți place ce ai primit? Da. Te așteptai să vină la școală moșul Nicolae? Sincer, chiar nu așteptam. Prin acest gest, consilierii locali și-au adus aminte de copilărie și de magia zilei acestei sărbători mult așteptate. Împreună cu colegul meu, consilier Alin Rapcea și Robert Boagiu, am dorit ca de Sfântul Nicolae să aducem zâmbetele la copii, să sperăm că de data aceasta e un început, dorim ca și în fiecare an să facem acest lucru. Am adus aici la grădința aceasta, mergem pe urmă la 29, am adus și la Gura Văii, încercăm să surprindem cât mai mulți copii. Și pe această cale doresc să le urez un sincer la mulți ani, să fie sănătos și Moș Nicolae să le aducă multă sănătate și tot ce își doresc ei. Mi-aduc cu drag aminte ce însemna când venea la noi la grădiniță Moș Nicolae, când venea Moș Crăciunul. Chiar dacă atunci noi s-au această posibilități de aduce, dar acea cadea și acea bomboană era suficient pentru noi și ne aducea un zâmbet pe buze. Atât cei mici, cât și cadrele didactice s-au bucurat de surpriza adusă de ajutoarele lui Moș Nicolae, întrucât aceștia s-au pregătit temeinic pentru acest moment. Astăzi este o zi foarte importantă pentru micuții noștri. Așa cum este tradiția, unitatea noastră, grădinița cu mărul 29, marchează această zi dedicată micuților noștri de la unitatea noastră printr-o serie de activități care să-l întâmpine pe Moș Nicolae. Preșcolarii noștri au fost foarte cuminți, au muncit foarte mult, după cum vedeți au realizat cele mai frumoase lucrări pentru a-l întâmpina cu mare drag pe Moș Nicolae. Prin acest intermediu țin să mulțumesc ajutoarelor lui Moș Nicolae pentru ca această zi să fie unică pentru preșcolarii noștri. Ce a venit azi la tine? Moș Nicolae? La dulciurile de la Moș Nicolae? Da. Ai fost cu minte? Da. Cum te cheamă pe tine? Sebastian. Și astăzi a venit Moș Nicolae? Sebastian. A venit Moș Nicolae. Ai fost cu minte? Da. Ce ai primit? Da. Îți place ce ai primit? Da. Ajutoarele lui Moș Nicolae, Alin Rapcea și Robert Boagiu au avut o complice pe directoarea școlii gimnaziale Dimitri Grecescu, Meiță Loredana. Astăzi, în zi de sărbătoare, într-o zi mult așteptată de copii, ziua de Moș Nicolae, i-au călcat pragul unității noastre școlare, care are în subordine trei grădinițe, grădinița cu program prelungit numărul 29, grădinița cu program prelungit numărul 1 și grădinița cu program prelungit numărul 2. Niște oameni mărini moși care au binevoit a le face o bucurie în această zi sfântă, ziua de Sfântul Nicolae. Mulțumesc pe această cale celor care au contribuit, care au fost generoși, consecvenți, pentru că nu este singurul an în care domnii consilieri contribuie în a le aduce zâmbete pe chipurile elevilor noștri, preșcolarilor noștri. Vă mulțumesc, urez tuturor celor care sărbează ziua de naștere
care poartă numele Sfântului Nicolae și Nicoleta, un călduros și sincer la mulți ani. Astăzi am fost prezent în calitate de consilier local împreună cu colegul meu și bunul meu prieten Robert Boagiu să aducem o bucurie micuților preșcolari de la grădinița numărul 2 și 29, grădinițe arondate școlii Dimitrie Grecescu. După cum vedeți, ne-am implicat în această acțiune pentru a împrospăta bucuria acestor micuți și pentru a fi alături de ei. Tradiția spune că Moș Nicolae ajunge pe la casele cu copii în noaptea de 5 spre 6 decembrie și le lasă în ghetuțe dulciuri, nuci, colaci și fructe. El respectă astfel bunul obicei al Sfântului Nicolae de a fi darnic cu copiii, mai ales cu cei sărmani care nu aveau nicio bucurie de sărbători.